În Zalău funcționează prima școală care are în dotare un laborator cu imprimante 3D, în care elevii învață să proiecteze și să realizeze diferite produse, de la orteze și proteze până la piese de schimb. Bun. Acum ați obținut al doilea program, se numește Slicer. Ce înseamnă aceasta? Aveți un cod tridimensional pe care îl împărțiți în feliuțe. Da? În feliați. Și imprimanta noastră o să depună strat cu strat tot modelul 3D. În acest mod se desfășoară o oră în nou laborator. Inițiatorul proiectului, Dumitru Pop, este cel care le împărtășește elevilor modul în care funcționează aceste imprimante. Deci modelul începe de la un filament din plastic. Filamentul este antrenat de un motor pas cu pas, după aceea ajunge într-o zonă încălzită unde este topit și este depus de asemenea pe un pat încălzit. Deplasarea capului de tipărire este făcută cu motoare pas cu pas, acționate în buclă deschisă. Deci noi am discutat și alte variante, aceea de a folosi servomotoare, dar aceea e o variantă mai scumpă și mai precisă de acționare. Ei și-au exprimat opțiunea ca și, să zicem, poate la început din curiozitate și după aceea dintr-o dorință de a ieși din rutina obișnuită. Deci, în laboratorul acesta ei au lucrat, să spunem, nu în mod obișnuit, ca și la oră. Au putut să schimbe idei, să se deplaseze de la un kit la altul, să vadă cum se descurcă ceilalți și să colaboreze. Adică principiile, să zicem, partea de teorie, cum ar trebui să desfășoare o lucrare practică, aici chiar s-au întâmplat. Dacă facem o lucrare experimentală de fizică, acolo de obicei fiecare rămâne la locul lui și partea de colaborare este mai puțin vizibilă. Elevii au de a face pentru prima dată cu astfel de imprimante, iar rezultatul pe care îl obțin îi fascinează cu atât mai mult cu cât contribuția lor a fost majoră în procesul de ansamblare a pieselor acestor imprimante. Numele meu este Noi Silvia, sunt elevă din clasa 10 la profilul Științele Naturii. Este pentru prima dată, să înțeleg, când lucrez cu aceste imprimante. Da, este pentru prima dată. Am mai văzut în clasa 9, cam pe la început, ne-a arătat un profesor o imprimantă 3D, dar era alcătuită din alte piese. Să înțeleg că voi ați lucrat inclusiv la implementarea și la realizarea tuturor componentelor, în așa fel încât să devină acest produs final. Da, am început chiar de la primele șuruburi și primele componente, noi le-am alcătuit. Pentru realizarea acestui laborator, școala a câștigat un proiect a cărui valoare ajunge până la suma de 15.000 de euro în cadrul competiției de proiecte Idei în țara lui Andrei. În acest moment avem funcționale 22 de imprimante 3D, avem 16 laptopuri cu softul CAD instalat, mai avem un PC tot așa cu softul necesar, cu licențele necesare și suntem în prima etapă aceea învățării folosirii unui program de tip CAD. Acest laborator pare să fie unic la nivelul întregii țări. Aici elevii vor fi pregătiți pentru o specializare nouă, proiectare și producție de bunuri materiale folosind imprimante 3D.